Tensiuni între Primăria Capitalei și Direcția de Sănătate Publică a municipiului București din cauza situației de la Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente Berceni. Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului București depune plângere penală împotriva Direcției de Sănătate Publică București pe motiv că nu a testat personalul centrului din Berceni, unde au fost confirmați cu SARS-CoV-2 47 de beneficiari ai serviciilor instituției și 28 de angajați. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au declarat anterior că nu au posibilitatea să testeze persoanele din centru, însemnând 246 de angajați și 233 de beneficiari. Potrivit legislației în vigoare, personalul centrelor rezidențiale trebuie testat de către DSP de două ori pe lună. În plus, testele trebuie făcute la apariția primului caz cu simptome de COVID-19. După ce a așteptat 3 zile ca DSP București să testeze personalul medical și persoanele internate în centrul medical, Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului București a efectuat testarea prin resurse interne. Direcția Generală de Asistență Socială informează că testarea celor din centrul Berceni s-a făcut vineri și sâmbătă, după ce un beneficiar al centrului a fost internat în spital pentru afecțiune acută, moment în care a fost depistat pozitiv la infectarea cu noul coronavirus. În prezent, toți beneficiarii și angajații depistați pozitiv sunt asimptomatici și au fost internați în funcție de patologiile asociate la spitalele Colentina, Dr. Victor Babeș, Dr. Marius Nasta, Monța și Institutul Ana Aslan din Otopeni. La Centrul Rezidențial de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Dependente Berceni au fost aplicate deja măsuri de siguranță sanitară, respectiv autoizolarea personalului la locul de muncă, revizuirea protocoalelor de siguranță medicală și decontaminarea incintelor cu substanțe puternic virucide.